Am venit la etapa a doua, când crește măci, crește regina. Am venit la un stup la care le voi da în creștere măcile, până la urmă, bocile. Dar înainte trebuie să-i dau să se acomodeze cu rama crescătoare. Aici avem o familie foarte, foarte puternică. Una dintre cele puternice. Va trebui să îndepărtez o ramă. Ca să-i fac loc la rama portboci. E o matcă roșie, dacă mă întrebați ce matcă avem aici. Matcă roșcată. Și creșterea o voi face la rama numărul 4, indiferent de 4 sau 5, la 5 eu cred că o să o pun. Hai să vedem dacă totul e în regulă, dacă filmează. Este seară. Eu așa fac această operațiune. Să văd dacă nu cumva am larve pe aceasta. Dacă am larve, o să o mut mai în spate și o iau pe următoarea. Am umplut cu miere, oameni buni. Acestea au fost date la centrifugă, aceste rame. Și țin să cred că e foarte, foarte grea rama. Ar trebui să înlocuiesc asta, dar să o văd pe cealaltă de lângă ea cum este. Am și eu un pic de sarcăm în zonă. Și se pare că așa puțin cât este. Ia să zic ce am făcut acum. La două rame în două mâini. Nu știu, nu s-o tări pe care să las. Cred că o să o las pe asta cu miere mai puțină. N-aș fi vrut să scutur această ramă, dar... Stați, poate am o soluție. Să facem o ramă mai... mai goale și vedem pe asta aici, ca să nu scutură această albină. Totuși e seară, nu vreau să le scutur. Dar e cea mai bună idee. Foarte bună idee. Asta oricum nu e reconstruită. Băgăm aici. E greu să ții familiile puternice, să nu intre în friguri. Iar aceasta este o colonie dintre acelea mai rare în stupina mea, care nu intră în friguri. Adică intră și ea în friguri, dar tendința e mai slabă, să zic așa.
Bun, noi am venit pentru altceva aici. Iată, avem această ramă. Această ramă port-boci. Vreau să stea un pic așa, da. Poate reușesc aici. Dacă pune așa cum ar fi. Acum când filmez trec avioane, la trec câini, toată gălăgia de fundal posibilă. Bun, aici avem un borcan de miere și vom umple, le vom da aceste cucule. Dacă mă întrebați dacă e așa subțire, am încălzit-o ușor. Așa. E un atractant pentru albinuțe. Cine dorește poate să dea și mai gros, dar la mine a cristalizat mierea. A trebuit ușor să o încălzesc. Bun, acum am pus așa un pic de miere pe aici. Acum voi introduce rama pentru a lua albina cunoștință cu ea. Această ramă e făcută tot de mine. Iată, am pus aici niște tablițe să nu cadă. Mut un puțin mai spre mijloc. Dimineața oricum o să o iau, că o muta larve în ea. Pun un pic de miere și aici. Asta e ca să curețe foarte bine zona în care va crește puietul. Ea oricum se va ocupa de ea. Dimineață, înainte să iau rama, trebuie să mă uit să caut niște lăptișor de mască. Eu cred că voi găsi, fiindcă aici mereu am tot rupt. Nu multe boci, dar am tot rupt. Ca să pot menține colonia în stare bună. Mai dau un pic și pe aici, pe deasupra, așa. Bun. Hai că cu câteva grame de miere am scăpat de această lucrare. Da,
Așa frumos, la miere. Eu le dau și ulei esențial la cei care, acele care merită, da? Să luăm un pic de aici camera. Iată ceva frumos. S-a adunat frumos la mâncare, la miere. Așa sunt atrase și în partea de jos și vor începe să modeleze acele botcuțe făcute de mine de ceară. Cei care intrați direct la filmul acesta, în filmul anterior o să vedeți cum le-am făcut. Bun. Până data viitoare, numai bine. Eu acum acopăr și revin dimineață, când voi colecta probabil lăptișor pentru a începe transvazarea.